Peste 200 de foști angajați ai Mectel Târgoviște și-au cerut în stradă drepturile salariale. Oamenii spun că din luna martie nu au primit niciun ban, deși conducerea combinatului le-a promis în momentul disponibilizării că vor beneficia de un preaviz de 20 de zile lucrătoare, precum și de plăți compensatorii în cuantum de 3 salarii brute. Am ieșit pentru nemulțumiri. De 3 luni de zile noi nu avem salarii, nu avem ce mânca, nu avem bănci, avem datorii, ne-a dat afară hoții ăștia pe toți. După 30 de ani, uite, am 50 de ani, cine mă mai angajează pe mine la vârsta asta? Nici preavizul măcar nu ni l-a plătit. Noi din martie nu luăm un ban. Am ajuns să ne evacueze, să ne facem de cap. Din luna martie n-am luat un leu de la combinat. Deci nu ne asigură statul niciun fel de garanție și nimic. Combinatul Mechel Târgoviște a concediat în februarie 512 din cei aproximativ 2000 de angajați. În momentul de față, ultimele disponibilizări de peste 500 de persoane s-au făcut fără respectarea contractului colectiv de muncă. S-a încercat recuperarea planilor care sunt creanțe către salariați din acel fond de recuperare a creanțelor salariale care este la dispoziția guvernului și în momentul de față ne întrebăm de ce nu sunt bani nici măcar acele 3 salarii minime. Prefectul de Dâmbovița a chemat la discuții o delegație a foștilor angajați. Acum au fost dați în custodia guvernului, dar să vedem, mergem, vorbești cu doamna ministru, să vedem care este situația. Foștii angajați ai Mechel Târgoviște amenință că vor continua protestele până își vor primi drepturile salariale.